În general, fructele, salatele se mănâncă înainte de masă. Dar ideal este ca să nu facem prea multe combinații. Adică să nu mâncăm, spre exemplu, friptură cu cartofi prăjiți, dar să mai punem și o salată deasupra. Așa. Vreau să revin pentru că discutam mai devreme despre felul în care mestecăm. Așa. Am spus că ajută foarte ușor la digerarea bolului alimentar. Revin la ceea ce spuneam despre carne. Carnea trebuie foarte, foarte bine mestecată, pentru că, având în vedere felul în care este construit organismul nostru, deci sistemul nostru digestiv, este acelui care, a unui ființe care are ca bază de hrană leguminoasele. Deci legumele, fructele, nu avem organismul format pentru hrana asta bazată pe carne. Și cum se poate dovedi lucrul ăsta? Toate intestinul, deci lungimea intestinului unui animal carnivor este de în jur de 7-8 metri. La noi, lungimea este de 12-14 metri. Deja bolul alimentar care este format din carne este digerat în primă instanță în intestine, dar apoi, datorită bacteriilor, intră în putrefacție. Ajunge ca, atunci când este eliminat, să fie foarte, foarte periculos, foarte nociv, timp de bacterii. Cam astea au fost ideile pe care eu mi le-am notat și pe care am vrut să vi le împărtășesc. Acum, dacă vreți să mai întrebați ceva... Știți ce vreau să mă întreb? Am înțeles că nu este sănătos să consume ouă seara, adevărat? În general, nu e bine să mâncăm decât un ou pe zi. Un ou pe zi, deci forma în care se spune chestia asta. Deci așa am citit-o. Este un ou pe zi, deci asta nu înseamnă un ou pe seară. Și asta nu în fiecare zi. Bine, acum haideți să lămurim și situația asta, pentru că la un moment dat trebuie să discutăm, există un regim alimentar pentru fiecare grupă sanguină. Spre exemplu, cei din grupa 0 pot consuma carne, nu în exces. Pe când cei din grupa A2 deja trebuie să treacă la consumul de legume, fructe, cereale. Deci, un ou se poate consuma. Și ideal este ca să consumăm gălbenușul. Pentru că, așa cum am spus, albușul reține toxinele în organism. Și este și foarte greu de digerat. Cum la fel de greu de digerat este laptele fiert. De aceea se spune că laptele crud e cel mai bun de consumat. Problema este să avem unde să luăm. Uleiul de măslin de extravigin poate fi folosit la prăjit? Uleiul de extravigin se poate folosi la prăjit, dar atenție foarte mare, pentru că uleiul are o anumită temperatură de fierbere. Trebuie să avem foarte mare grijă să nu depășim această temperatură. Adică în clipa în care ne uităm, am pus o ceapă acolo și am văzut că începe să scrie, nu dăm foc mai tare, o lăsăm să se fiarbe, pentru că deja se arde și intrăm în altă parte. Asta am spus-o, cu tocător de lemn, cuțit de ceramică.
sfat care îl dau și care nu știu câte dintre noastre știu, atunci când se face maioneză trebuie învârtită într-un anumit sens. Dacă l-au auzit, cred că Cristi vorbind în bucătărie, l-au auzit și de aici. Da, da, afară, adică atunci când sunt, nu am mâini, atâtea vreme cu mișoare aici, acolo sunt singur, sau eventual colega mea. Da, dacă mai veniți pe aici și vă să ne mai cunoaștem, atunci o să vorbesc. Dar în bucătărie, nu mă deranjează, nu mă deranjează. Pe Cristi nu-l deranjează pe mine, da, nu aveți voie. Din păcate nu aveți voie, da. Mi-ar fi făcut să puteam să intrăm în bucătărie. Mă, în exercițiu funcției. Sau atunci când ieșiți. Așa. Primați voastră și ne-am luat. Așa. Când pregătim o mâncare de legume, trebuie să avem grijă să, ca legumele respective să-și păstreze culoarea inițială. Acest lucru se poate realiza numai în urma tratamentului termic, care se face prin fierbere în abur. Deci, o mare atenție trebuie acordată acestui lucru, pentru că atunci când fierbem legumele în apă, o parte din sărbile minerale se duc și odată cu ele tot ceea ce este sănătos. Pe lângă fierberea în abur, un alt procedeu pentru tratament, pentru a prepara ceva din legume, este la cuptor, înăbușit. Adăugați sarea la sfârșit. Deci o chestie pe care mulți poate nu or să fie de acord cu lucrul ăsta. Dar cel mai bine e la sfârșit. Și nu multă. Pentru că există o zicală în meseria noastră. În mâncare poți să pui sare, dar nu poți să iei. De asemenea, iarăși meterie care o putem face atunci când preparăm ceva, este că atunci când punem sare, să punem și un vârf de linguriță de zahăr. Pentru că se creează contrastul între dulce, sărat. Cine vrea poate să pună și puțin ardei iute și atunci savoarea crește. Prăjiți în ulei proaspăt. Deci nu folosiți, când spun prăjit, mă refer la șnițele, chifteluțe, astea care sunt prăjite în ulei. Mojleiul de usturoi este foarte bun pentru că, așa cum am spus, usturoiul este antiseptic și adaugă un gust nemaipomenit, în special fripturilor. V-aș recomanda să încercați mojdeiul de usturoi amestecat cu ulei smântână dulce, cu mărar și imediat, cu mărar și ardei iute. De asemenea, puteți să puneți în el și ele de albin. Atunci când aveți cotoare de pătrunjel, de mărar, tocați-le foarte bine, amestecați-le cu ulei, puse într-o sticuță, se pot folosi atunci când faci o tocăriță, când faci o salată. De asemenea, v-aș recomanda atunci când se face, aveți de gând să faceți un grătar sau o friturică la cuptor, carnea să fie dată cu un amestec de sare, piper, cimbru. Deci, asta e obligatoriu. Și, pe urmă, în funcție de gusturi, se mai pot pune diferite aromi. Dar, pentru ca gustul acestor plante să intre în carne, e foarte bine ca ea să fie masată cu puțin ulei. Pentru îngroșarea sosurilor, v-aș recomanda să folosiți amidonul. Foarte multă lume este împotriva acestui procedeu.
multe din gospodinele noastre foloseau înainte făina, așa. Nici făina n-ar fi chiar atât de nocivă, atâta timp cât o prăjim. Pentru că amidonul, atunci când îl folosim la sosuri, îl folosim amestecat cu apă. Are o putere foarte mare de îngroșare și nu dăunează. Deci clar nu dăunează. Spanacul. Acum este primăvară, o să înceapă să apară și se poate fi folosit. Putem consuma. La fel trebuie fiert în aburi. Deci în aburi și nu până când se moaie de tot. Deci trebuie să rămână puțin crocant. În clipa în care și-a schimbat culoarea, deja nu mai este bun. Deci în clipa în care vă duceți undeva și ați văzut că a dat cineva spanac sau brocoli, care nu mai este verde, începe să schimbe spre maro, deja este... Hai să nu spunem că este stricat, dar nu mai este bun. Au apărut urzicile. Asta după ce se fierb, e bine ca seama să nu apucăți. O lăsați să se răcească și o cană pe zi este foarte bună. Iar vreau să vă spun ceva legat de orez. Orezul care de multe ori ajunge să fie ca un piure. Și care nu mai are, în primul rând, nu este bun, nu mai are nici aspectul la care trebuie să fie. Deci, întotdeauna, orezul trebuie să avem grijă că atunci când îl fierbem, să gustăm puțin din el, dacă are, nu se fărâmă, deci mai are în mijloc o pață din aia tăi, atunci îl oprim, îl lăsăm 10 minute înapoi și, pe urmă, îl strecurăm. Îl strecurăm și, eventual, se spală cu apă. Ciupercile. Ciupercile care, când pentru noastră doresc să le pună pe grătar, nu mai faceți greșeala să le curățați coaja. Deci, coaja la ciuperci nu se curăță atunci când se pun pe grătar. Ele trebuie spălate bine, dar coaja trebuie lăsată, pentru că în clipa în care e curățat coaja, tot sucul din ele iese. Și rămâne o materie uscată pe care și doar să copim. Vă referiți la ciupercile umplute, da? Da, e aceeași chestie. Bine, acolo ce se întâmplă în clipa în care ai băgat în tavă și iese sucul ăla, îl poți mânca. Dar atunci când le pui pe grătar, odată ți-am ascuns, să nu mai dorești să mai